Polițiștii biroului de poliție autostradă A1 de Adlak, împreună cu reprezentanți aerar și ISCTR, Arad și Timiș, au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea cauzelor accidentelor rutiere grave. În cadrul acțiunii au fost aplicate 287 de sancțiuni contravenționale în valoare de 165.000 de lei pentru nerespectarea perioadelor de conducere și odihnă, depășirea vitezei legale, nepurtarea centurii de siguranță, efectuarea de depășiri neregulamentare, defecțiuni tehnice și alte abateri. Totodată au fost reținute cinci permise de conducere și retrase 22 de certificate de înmatriculare. În cadrul aceleiași acțiuni a fost depistat un șofer care transporta 635 kg de carne de porc refrigerată pe ruta Timișoara-Arad, având aparatura topograf defectă și fără diagramele ultimelor 28 de zile. Operatorul de transport a fost sancționat contravențional cu suma de 10.000 de lei. De asemenea, s-a constatat că vehiculul nu avea act de igienizare și dezinfecție, iar instalația frigorifică era defectă, menținând temperatura la 23 de grade Celsius, întrerupând lanțul frigorific al cărnii, ANSVSA a dispus distrugerea mărfii și sancționarea societății de transport cu suma de 52.000 de lei. Aceste măsuri sublinează faptul că abaterile grave de la regulile de circulație sunt tratate cu maximă seriozitate și că autoritățile sunt hotărâte să protejeze viețile participanților la trafic.